Vreți să știți care este probabilitatea să moșteniți vreo boală? Un consilier genetic vă poate ajuta în acest sens. La Cluj-Napoca există singurul centru din țară care oferă servicii de consiliere genetică. Aici pacienții află ce afecțiuni pe care le-au avut membrii ai familiei pot să dezvolte și cum le pot preveni. Consilierul genetic este practic atât psiholog cât și genetician. Profesia este una de tradiție în țări ca Marea Britanie, Franța, Olanda și Statele Unite, în timp ce în România încă nu apare nici măcar în nomenclatorul meseriilor. Consilierul genetic realizează un arbore genealogic al afecțiunilor, pornind de la istoricul medical al familiei și de la cel personal al pacientului, apoi stabilește care e probabilitatea ca acesta să dezvolte sau să transmită anumite boli. De regulă vin diverse persoane care au, știu eu, fie o tulburare genetică sau o tulburare, o afecțiune care apare la mai mulți membri în familie, sau sunt persoane care, știu, au pierdut mai multe sarcini, sunt persoane care au un copil cu diverse deficiențe sau retard mental, sunt persoane cu un istoric familial de cancer, de exemplu. Cu alte cuvinte, la noi se cunosc puține lucruri despre acest tip de consiliere, însă lucrurile merg pe drumul cel bun, spune Ramona Moldovan, singurul specialist din țară în domeniu. Tânăra a studiat la Universitatea din Manchester, iar acum își practică meseria la clinica SciTech din cadrul Universității Babeș-Bolyai. E foarte important ca oamenii să știe exact ce înseamnă afecțiunea și o care pe ei care îngrijorează. Care e probabilitatea să dezvolte pe viitor? Exact. Să dezvolte ei pe viitor sau să o transmită mai departe în cazul în care au. Pentru că, sigur, fiind un domeniu nou, nu multă lume știe despre fiecare tulburare în parte. Pacienții care se adresează cel mai des consilierului genetic au în istoricul familiei fibroză chistică, sindrom Down sau cancer.